Dumnezeu și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 17 august 2019 și verificăm două nuclee târzii care măcile s-au împerecheat nu de mult. Aceste mătcuțe le ținem pentru a le folosi unde avem nevoie. Verifica să vedem care cum ouă. Iată, avem bies pintate pe sub capac. Sunt mai micuți și acum se văd dacă restrângem plastică. Sunt singuri care n-au fost restrânși până la această dată și este normal că o să strâng la cum m-am și uitat aici. La cum am văzut eu, imediat o să și strângem. O să rămână undeva pe 2 rame, 3 și le vom folosi unde vom avea nevoie. Iată o primă ramă. Are un pic de păstură. Față de alte colonii, încă prezența trântorilor este destul de bună. E un fapt foarte bun acest lucru. Cu cât avem trântori până târziu, cu atât e mai bine. Înseamnă că colonia respectivă e sănătoasă și merge bine. Iată, avem aici și prima ramă cu puiet, are și larvar. O să verific un pic pe cât a luat mătcuța asta în acest mic roișor, nucleu roișor, cum da puțin pentru a doar pentru mătcuță. Albina a scăzut, dar ia uite ce puiet frumos a depus și acum o să o strâng cât mai bine. O să-i pun polistiren pe ambele capete ca să mențină bine căldura. Iată. Vedeți ce puțină albina a rămas, dar în schimb matca este foarte bună, calitativă. Și dacă nu avem grijă, acest puiet o să răcească. Și tocmai de aceea am venit să intervin la ea, această mică colonie. Puietul arată bine, e calitativ, sănătos. Tot ce trebuie să facem e să asigurăm căldură. Așa voi proceda la el. O să vă arăt imediat. Mătcuța a luat pe toate ramele posibile, în afară de aia albă. Și sper să reușesc să-i mențin căldurica. O să îndepărtez două rame și o să fie flancată de polistiren. Și așa sper să reușesc să-i țin căldura cât de cât. Chiar de se anunță iar niște temperaturi mai mari, nu este nicio problemă. Această matcă este împerecheată de vreo 3 săptămâni. Acum o să îndepărtez
un pic aceste rame și aduc niște polistiren să vedeți cum procedez. Iată, revin și am adus o placă de polistiren să strâmbtorez cât de mult pot cuibul. Am decis să-i las rama cu păstură. Are nevoie de păstură și atunci îl planchez așa cu polistiren. Și ea o să poată să ia și păstură de aici, că am văzut că este albină pe păstură. Și făceam o greșeală dacă îi luam păstura. Bun, acum trec la a doua măscuță. Aceasta este împerecheată de vreo lună de zile, așa. Și la ea voi face aceeași lucrare. O să îndepărtez rama albă. Aici avem o ramă bună de oar. E goală. La ora asta nu mai e valabil să introduc în mijlocul cuibului, este foarte târziu. Să vedem calitatea acestei mătcuțe. Aici avem o ramă cu păstură și miere. Este foarte bun ca hrană pentru această mătcuță. O să o las pe două rame de acum și așa va și ierna, cred că pe două rame, se văd cât cuiet are. Dacă decidem să schimbăm undeva o matcă, o avem pe aceasta și o să o schimbăm în toamnă, dacă e nevoie. O, foarte bine, avem o matcă neagră, am văzut că vrea să zboare. Nu o deranjez prea tare să nu o ia, să nu zboare. Matcă bine dezvoltată și să vedem cum procedez. Da, are puiet și aici. Iată ce bine ouă, o matcă tânără. Avem puiet ca și în nucleul celălalt. Acesta am să-l strâng pe două rame. Așa vreau să rămână undeva pe două rame. Să văd dacă în această ramă mai e ceva. Nu este. Îndepărtăm albina. Îndepărtat albina și acum o strângem și pe ea, aici lângă cuibul acesta, ci va fi pe două rame. Bun. Trecem diafragma aici. O să aibă căldură foarte bună și o să reușească să se mai dezvolte un pic, să aibă albină de iernare. Sau măcar să avem albină cu ce vom înlocui măscuțile respective.
cam atâta pentru ziua de azi. Astea sunt mătcuțe de rezervă. Le vom ține pentru a avea măci de rezervă. Vor primi și ele ulei esențial și mergem înainte. Până data viitoare, numai bine!